Bună seara, amicuții mei telespectatori! La știrile din această seară vom vorbi despre Mirela. Mă scuzați un pic. Ea este Mirela. Bun. Foarte pe scurt, știrile zilei. Încă de dimineață, Mirela a dorit să intre în casă la vecini, probabil să fure ceva de mâncare. Însă nu a reușit pentru că a fost pusă pe fugă de câinele maimuță, imediat ce a băgat nasul pe ușă. Apoi, crezi că s-a terminat? Nu. Mirela a vrut să atace o găină pitică. A fost pusă pe fugă și de data aceasta și a scăpat cu bine. Apoi, Mirela a fugărit un motan din vecini. A scăpat și de data asta, însă cu ajutorul meu. Așa. Mirela era să fure mâncarea de pe aragaz. M-am apucat să fac mâncare astăzi și într-un moment de neatenție, Mirela, hop, era să mă lase fără mâncare. Drept urmare, inculpata Mirela a fost condamnată să toarcă 2 ore lângă stăpânul ei. Atât în seara aceasta, ne revedem cu mâine. O seară plăcută!